păreri aveți despre contrele dintre președinte și premier din ultimele zile? Ce impresie am? Foarte proastă. De ce? Păi ne lasă pe toți cu mâinile în buzunar. O să stăm veseli, să stăm, nu? Că există o relație între premier și președinte, exact cum discutăm despre venirea celor de afară. Ce relație o să fie între noi și cei de afară când între președinte și premier e dezastru? Ce ar trebui să se facă pentru a se îmbunătăți această relație dintre cei doi? Cred că domnul Ponta ar trebui să-și cam vadă de treabă, că văd că are destule bube, dacă sunt adevărate. Și nu neapărat din alt partid, dar ar fi bine să mai încercăm și un alt premier. Deci ar trebui schimba premierul, credeți dumneavoastră? Cred că da. Dar cum comentați afirmația domnului Ponta? A spus că Traian Băsescu este de 100 de ori mai bun decât Klaus Iohannis la nivel politic. Acum. Și înainte nu era. Era de 100 de ori mai rău. Nu. Astea sunt aberații. E cam ca o femeie la poartă de critică face, e rușinos ce spune. Pe contrele dintre premier și președinte din ultimele zile. Nu e bine deloc. Deci ar trebui să se înțeleagă, să meargă treaba bine. Asta e, sunt chiar împotrivă și sunt chiar foarte supărată. Și dacă totuși nu se înțeleg, ce măsuri ar trebui luate? Păi să se schimbe, nu știu, să ia o măsură și să meargă țara bine, că nu merge deloc. Chiar sunt foarte supărată. Să meargă țara bine, că suntem de 25 de ani, chiar nu s-a schimbat nimic, am luat din rău în mai rău. Deci cam asta e părerea a mea. Părerea mea personală. Victor Ponta a declarat astăzi că domnul Traian Băsescu este de 100 de ori mai bun pe plan politic decât Klaus Iohannis. Cum comentați? Nu este bun degeaba, zice. Adică când a fost dumnealui, cum s-au înțeles? Că tot nu s-au înțeles. Și acum e mai bun, nu? Să-l lase să facă ceva. Nu prea mă mai interesează politica. Nu urmări. Nu ne mai interesează că degeaba vorbim. Degeaba vorbim, că tot cum vor ei fac. Dar știți că nu se înțeleg prea bine președintele și premierul. Ce ar trebui să se facă în cazul acesta? Ar trebui să se înțeleagă mai bine pentru binele nostru? Să fure. Ce să înțeleagă lumea? Se știe. Se știe. E rușine ceea ce fac, așa că mă lasă rece. Mă lasă rece, dar cu buzunarele goale, știi cum să zic. N-avem ce alege. Să pună tineret, care are o leacă de minte. Nu sunt de acord. Ar trebui să fie uniți. Pentru că sunt amândoi cu aceleași defecte omenești și neomenești și să pună mâna să se împace, că nu avem nevoie de dezbinări, nu avem alt prim-ministru bun, recomandat, care n-a mai fost, deci recomandat de altcineva din țara asta. Sunt atâția oameni deștepți, inteligenți și le e frică de mafie să intre în politică. Le e frică, cum ne e frică nouă tuturor. Noi am ajuns un popor atât de slab și atât de fricos și atât de laș, de nu pot să spun. Deci am putut să înfrângem un sistem comunist. Să ajungem să-l regretăm. Dar ne era frică să-i pronunțăm și numele pe undeva. Și acum când suntem lideri și democrați, cum ne numim, suntem niște lași.